Primarul Constantin Toma a comandat realizarea unei hărți a municipiului de dimensiuni apreciabile. Harta e lată cât unul dintre pereții biroului său. Păi lucrăm pe ea. Am instalat în acest birou această hartă în spatele meu și un tablou din plut acolo în care pun toate problemele, le afișez cu program, astfel încât să putem conduce operativ rezolvarea problemelor din orașul nostru. Este mai ușor așa pentru că vizualizând realizezi mai repede probleme. Harta e utilă în cazul în care la Buzău se va implementa celebrul proiect numit Marea Asfaltare. În acest caz se va alege cu ușurință trama stradală pe care se vor efectua lucrări. Din păcate, deocamdată asfaltările din oraș sunt foarte subțiri în această toamnă. Mai sunt puțin bani, încercăm în acest moment să finalizăm partea de Independenței până la prima intersecție, deci de Independenței în zona Pieței, Liceu Eminescu, Cercul Militar, până la intersecția cu ce avem acolo, Colonel Ruzoianu, ce este. Da? Și, bineînțeles, mici asfaltări și parcări între blocuri care au fost începute și terminate și, bineînțeles, niște petice, îmi pare rău să spun asta, dar trebuie să spun adevărul. Până la refacerea infrastructurii rutiere din municipiu, primarul a anunțat că se va rezolva cea feroviară. Am vorbit cu domnul director general de la direcția, domnul Aurel Ciotârlă, de la regionala CFR, director general regional CFR Infrastructură Galați. Noi aparținem, așa cum știți, Buzău aparține de Galați. În două săptămâni, deci s-a ținut prima licitație, din păcate au fost descalificați toți cei care au fost acolo, pentru că nu au avut toate documentele. În două săptămâni mi-a promis că va da un câștigător, a început negocierea directă cu o parte din firmele care s-au prezentat la licitație. Deci sunt foarte mari șanse ca în acest an, până la sfârșitul anului, să avem și peron și traversarea subterană. Tot la capitolul infrastructură, Urbiserv a început să modifice în oraș limitatoarele de viteză amenajate în preajma trecerilor de pietoni. Pentru că erau mult prea înalte, mobilele de beton reclamate de șoferi au fost demolate. În locul lor s-au montat limitatoare de viteză mai puțin înalte, dar ceva mai late.